Comitetul Național Olimpic și Sportiv a premiat cei mai buni sportivi ai anului trecut. Premiile au fost oferite la Cina Olimpică, eveniment organizat de CNOS cu ocazia împlinirii a 27 de ani de la fondare. Sportivul anului a fost declarat Aaron Cook, care a cucerit medalia de bronz la campionatul mondial de taekwondo, iar cea mai bună sportivă a fost aleasă Mariana Kerdivar Eșanu, vicecampioană europeană la lupte libere. Cei doi nu au fost prezenți la eveniment. Printre laureați s-au numărat sportivii care au cucerit medalii pe arena internațională, dar și antrenorii lor. Eu a doilea an particip la acest eveniment, deoarece așa s-a primit că în acest doi ani am arătat rezultate mai frumoase. Este foarte plăcut. Pentru sportivi, un astfel de eveniment ca Cina Olimpică înseamnă o încurajare în ceea ce fac și pentru a arăta un rezultat mai bun. Este într-adevăr un eveniment foarte frumos, pentru că putem să ne revedem toți sportivii. Sunt zile și mai grele și mai ușoare, dar Comitetul Olimpic tot timpul este alături de noi. Cina Olimpică este organizată în fiecare început de an și adună împreună sportivi, antrenori, oficiali de stat, reprezentanți ai corpului diplomatic, jurnaliști, pentru a celebra spiritul și valorile olimpice. 2017 fiind primul an în ciclul olimpic 2016-2020, e normal ca să vedem, să ne dăm foarte bine seama cu ce trupă pornim în pregătire, în ciclu cadrenal, pe ce probe de sport. Comitetul Național Olimpic a fost fondat pe 29 ianuarie 1991. Actualul președinte, Nicolae Juravski, ocupă postul de președinte din anul 2001.